afară de momentele la care ne-am referit, între consecințele importante ale marii migrații se înscrie și fuziunea dintre romani și barbari în două aspecte de bază, și anume fuziunea între persoane cu caracter civil și, în al doilea, fuziunea între persoane cu caracter deja militar. Fuziunea treptată a fost destul de repede realizată, grație mai ales convertirii barbarilor în catolicism. Ralierea aristocrației senioriale la o monarhie, ce păstra instituțiile romane, apoi căsătoriile mixte, au permis apropierea celor două populații. Fuziunea mai constă în aceea că avea loc modificarea onomastică, care în viziunea istoricului francez Pierre Richet n-a fost datorată numai modei. Numele de origine romană devin tot mai rare, iar cele de origine germanică tot mai numeroase. Astfel, la mijlocul secolului VI, din 536 de episcopi, 508 purtau nume germane și 28 romani. În secolul următor, onomastica francă învinge. Regii îi atrag la curțile lor pe tinerii aristocrați barbari din două motive. În primul rând, aceștia slujesc drept ostatici și garantează fidelitatea marilor familii, iar pe de alta sunt educați pentru a deveni funcționari sau ofițeri, în paranteze, militari ai armatei romane. În al doilea, regii merovingieni, special, care erau mai instruiți decât se afirmă de obicei, doreau ca toți tinerii să poată învăța limba latină pentru a juca un rol în administrație. Studiile se făceau sub autoritatea majordomului palatului și în așa mod avea loc treptat fuziunea între persoane cu caracter civil. O altă formă de fuziune a constat în atragerea barbarilor în armata romană. Barbarii puteau deveni militari dacă manifestau loialitate necondiționată față de statul roman, rezumată în jurământul solemn al soldatului înaintea împăratului, care era considerat un zeu întrupat. Sub numele de viri, militiri, adică militari, oamenii de arme, romanii și barbarii, se găseau pe picior de egalitate în cadrul armatei romane. Barbarii simțeau în aceeași măsură și erau îndreptățiți în aspirația lor către avere și rang prin centura grea din aur, confecționată adesea în atelierii imperiale de la Constantinopol. Coloniștii barbari erau dispuși așa și asezați în așa fel încât să se confrunte cu mai mulți soldați romani. Li se ofereau pământuri ca unor veterani. Aveau acces la producția agricolă, asemenea soldaților obișnuiți romani. Încartieruiți în rangul populației civile, ei, atât în apropierea curselor mari, cât și în afara lor, în ambele părți, garnizoanele care erau organizate de către romani, în garnizoanele acestea, dacă nu se ajungeau produse alimentare, atunci oștenii de origine barbară aveau dreptul împreună cu cei de origine romană să colecteze o parte din taxele pentru uzul propriu. Veteranii aveau un stil de viață roman. În viile lor se întâlnea același mozaic, erau înmormântați în sarcofage de mărimi identice cu romanii, plecau la vânătoare în aceleași veșminte de pelerină, hainele largă, de lungimi variabile, care erau fără mânici, cu semnul crucii marcat, în astfel, așa încât să fie comună cu cel al romanilor.
Un alt fenomen care a avut loc în urma primului val de migrație a fost răspândirea religiei creștine. Printre personalitățile marcante care au contribuit în mod deosebit la răspândirea creștinismului printre barbari se înscrie Grigore cel Mare, anii de pontificatului 590-604. El a fost născut probabil în 540. Două mătuși din partea tatălui, Tarsilia și Emiliana, devenise deja călugăriți. Grigore cel Mare era destinat carierei politice mai întâi. El a primit pentru aceasta carieră o educație exemplară. În 572 el a fost numit de împăratul Justin II prefect al Romei. Însă acesta nu era mulțumit de funcția pe care i-o dăduse. De aceea Grigore din Tours, mare cronicar francez din secolul V, Grigore din Tours scrie că Grigore cel Mare, citat direct, era obișnuit să treacă pe străzile orașului în veșminte de mătase, pline de pietre prețioase. Lucrul acesta îl găsim în o lucrare deosebit de mare, Claudio Rendina, la pagina 155. Grigore cel Mare a folosit toate averile sale pentru întemeierea unor mănăstiri, în total 7, dintre care 6 au fost construite în Sicilia, unde familia avea mult mai mari averi. Grigore cel Mare ducea o viață bazată exclusiv pe rugăciune și singurătate. Mai întâi a fost consacrat ca diacon, iar în 579 Grigore cel Mare a plecat în Bizanț în funcție de apocrisar. În paranteză, noțiunea apocrisar are sensul de persoană care pleacă în altă țară și reprezintă interesele bisericii de unde este originat. Grigore cel Mare a curățit mai întâi curtea pontificală de laici și diaconii care practicau simonia. În paranteză, când este vorba de simonie, este vorba de vânzarea funcțiilor bisericești. Grigore cel Mare a desfășurat intens creștinarea anglosaxonilor și a longobazilor. El a lăsat posterității câteva lucrări deosebit de importante cu caracter religios. Este vorba de Liturghiero sau Sacramentarium Grigorian, în care a formulat oficierea liturghiei, a realizat o redactare a cărții de cântece bisericești, cunoscută sub denumirea de Antifonarius, și alte cărți care, vă zic, și alte cântări cu caracter care intră în istorie ca cântare grigoriană. Grigore cel Mare a contribuit în mod deosebit și la răspândirea creștinismului în afara Italiei. Astfel, el este unul dintre cei care a contribuit la creștinarea Britaniei. Creștinismul apare în Britania în timpul cuceririi romane, încă anul 43-211, însă în anul 407 romanii părăsesc Palestina, iar perioada respectivă din 407 până în 447 este cunoscută în istorie pentru Britania sub denumirea de Renașterea Celtică. Grigore cel Mare a încercat mai întâi să restabilească religia care au adusese romanii. Dar după aceasta el s-a dezis, în 595 el a dispus mai întâi ca din rândurile anglilor să fie cumpărați băieți care trebuiau să însușească învățătura creștină pentru a-i trimite mai apoi în Britania. Mai apoi însă Grigore a renunțat de la acest plan. În anul 596 Grigore cel Mare a trimis pe insule britanice 40 de călugări benedictini în frunte cu Augustin, care a debarcat în primăvara anului 597 pe insula Thanet,
apoi în Britania, fiind primiți cu bunăvoință de regele Kentului Ethelbert, anii 1590-1616. Convertirea unei persoane din rândurile regilor sau aristocraților se realiza adesea prin căsătoria cu un ficior sau o ficioară aristocratică. Este cazul lui Ethelbert, regele Kentului, am spus deja 590-616, care s-a căsătorit înainte de anul 588 cu Berta, care era o creștină din regatul francilor. Și atât sub influența Bertei, Ethelbert a devenit creștin în anul 597, iar după aceasta a devenit unul din pilonii bisericii în Britanie. O contribuție nu mai puțin valoroasă în răspândirea creștinismului după Marea Migrație a adus-o regele francilor Clovis, anii de viață 466-511. Clovis s-a creștinizat în anul 496, Grigore din Tours scrie cum că regina l-a chemat mai întâi pe Sfântul Remigius, care a insistat ca regele să dezică de idolii care nu-i puteau aduce bunătăți și de aceea, sub presiunea Bertei, Clovis a fost nevoit să se creștinizeze. Se spune că după ce s-a creștinat Clovis, am fost creștinați încă aproximativ, e clar că circa 3.000 de oșteni. La sfârșitul secolului VI și începutul secolului VII, în Galia Merovingiană, datorită și a lui Clovis în special, erau la Bordeaux 18 biserici, la Reims 22 de biserici, la Paris 20 de biserici, la Metz 40 de biserici. Răspândirea substanțială a bisericilor creștine în Galia a fost unul din succesele deosebiți ai lui Clovis. Trebuie de spus că, afară de Clovis, la răspândirea creștinismului a mai contribuit într-o anumită măsură renumitul Constantin cel Mare, împărat roman în anii 306-337. Măsurile întreprinse de Constantin cel Mare pentru răspândirea creștinismului au fost următoarele. În primul rând, el a eliberat episcopii, preoții și diaconii bisericii creștine de dăți și prestații, ceea ce nu era până atunci. 2. A convocat în scopul consolidării pozițiilor bisericii, în anul 325, Consiliul de la Nicea. Consiliul de la Nicea, care a luat măsuri împotriva arianismului și a donatismului și, după cum știți dumneavoastră, la acest consiliu a fost stabilită modalitatea de interpretare a lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. În același timp însă, deși a organizat acestea, a luat măsuri pentru a susține biserica, el a rămas păgând până la sfârșitul vieții sale. El a primit botezul doar în ziua morții. De aceea, Constantin cel Mare a fost canonizat cu titlul de cel egal cu apostolii. Afară de aceasta, printre persoanele marcante care au contribuit la răspândirea mănăstirilor, a fost Vasile cel Mare, anii de viață 330-379, în cinstea lui este o sărbătoare destul de mare în istoria Biserica Creștină. De ce? Pentru că Vasile cel Mare a răspândit creștinismul în Imperiul Roman, în special în partea de Est. O altă personalitate care a contribuit la construcția mănăstirilor și răspândirii bisericii a fost Martin din Tours, anii de viață 316-397. În partea de vest se spune că încă în timpul vieții el avea o mănăstire proprie, alcătuite din 2000 de călugări. Și, bineînțeles, nu putem să trecem cu vederea contribuția lui Benedict din Nursia, anii de viață 480-547 sau 550, un călugăr, cel care a elaborat renumitul statut benedictin, la baza căruia a fost pus principiul ora et labora, adică roagă-te și stăpânește.
Trebuie de spus că la mănăstirea aceasta, care se află nu departe din Neapole, a fost creat un centru care a răspândit acest statut și de ce nu e întâmplător faptul că Carol cel Mare a dat dispoziții și altă călugări, a mers la Nursia, unde a copiat statutul lui Benedict, care după aceea a fost răspândit practic în întreaga lume vest-europeană. Afară de ceea ce am comunicat noi, vom trece în revistă pe scurt cum a avut loc creștinarea și în alte părți afară de Franța și Galia. La răspândirea creștinismului, răspândirea se face activă în secolele 4-6, creștinismul se răspândește în Alexandria, în Cartagina, se răspândește la Paris, iar căile de răspândire a creștinismului erau folosite pe larg de către biserică. Care erau aceste căi? În primul rând, la osemintele martirilor, care, va să zic că erau găsite, aceste oseminte erau puse în vizor, așezate în așa zisele catacombe, iar toți cei care vedeau aceste oseminte considera că ei au văzut osemintele sau rămășițele lumești ale sfinților. Pe locul unde erau mari martiri sau sfinți, se construiau biserici, ca de exemplu Bazilica Sfântului Petru de la Vatican. Printre persoanele care au contribuit la răspândirea creștinismului în Europa de Vest a fost și călugărul Ninian, care a făcut studii teologice la Roma, a fost hirotonisit ca episcop de Papa Siricus 384-329, el a fondat o mănăstire după modelul lui Martin din Tur. În Irlanda, despre Irlanda se cunoaște destul de bine, pentru că în anul 432, Sfântul Patrick a venit din Franța, a venit în Irlanda și aici a contribuit la răspândirea creștinismului. El în anul 444 a fondat o episcopie care apoi a fost servit drept model pentru alte episcopii. Columban a fost fratele mai mare al lui Patrick și acesta tot, de asemenea, a devenit apostol. Columban a fost cel mai mare și cel mai mic de la mănăstirea Mangor din Irlanda, a fondat în anul 590, a fondat mănăstiri în Galia. Iată, vă zic că, în principiu, marile personalități care au contribuit la răspândirea creștinismului după terminarea marii migrații a popoarelor. Vă mulțumesc pentru atenție!